Foarte bun întrebat. Ce căută în norme? Eu cu Mariana am grupul de tineri și simt nevoia să vă spun că Domnul s-a îndurat de noi și am găsit cu cale să petrecem un timp minunat cu tinerii. Și ce vreau să vă spun că sunt pocăiți. Deci în zilele în care am fost împreună am văzut pocăința. Dacă aveți alte părere despre ei, vreau să spun un secret. Secretul este să... Când vorbesc de familie, vorbesc de familia Domnului, ca și biserică. Secretul este să stai 24 de ore din 24 și să nu folosești telefonul. Dacă chiar nu puteți fără telefoane, ar fi cumva minunat ca să putem folosi un alt circuit închis. Ori de câte ori sună cineva, să răspundă ori tata, ori păstorul, ori frate. Și... poate vă întrebați cine sunt ei. Și foarte simplu. Aș vrea să vă amintiți pentru câteva secunde de voi. Toți cei care ați slujit pe Domnul și care ați fost ca și tineri rece în față. Care au frământările voastre, care au preocupările voastre. Cine erau frații care v-au înfrojurat? Cine au fost cei care v-au sfătuit? Și am un singur vesel pentru biserică. Vă îndemn, dar fraților, pentru îngrijirea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și vă mulțumesc! Amin! Amin.